Noi suntem aici pentru că ne pasă. Noi suntem aici pentru că nu mai vrem fraudă, vrem alegeri corecte și vrem ca alegerile prezidențiale din 2016 să fie declarate drept nule. Sunt nemulțumit pentru că diaspora nu a putut să voteze. Cred că mii de oameni nu au putut să voteze pentru că s-au terminat buletinele de vot și din cauza asta s-a ajuns la ce s-a ajuns. Noi considerăm că nu s-au numărat corect voturile și că nu s-au alocat corect procentele respectiv după numărarea voturilor. Considerăm că ar trebui renumărate. Considerăm că dreptul la vot a fost încălcat grav pentru că o mulțime de persoane nu au putut să-și exprime acest drept.